Bine v-am regăsit! Am publicat în seria Știri din Știință un material despre Premiul Nobel pentru Fizică al anului 2022. Materialul se numește chiar Nobel 2022, găsiți linkul în descriere. Și acolo am arătat că experimentele pentru care s-a acordat acest premiu și care au fost făcute de-a lungul multor ani, ne arată că lumea cuantică nu se supune unui set de două principii. Principiul realității și principiul localității. Principii care sunt general valabile în ceea ce numim realitate fizică macroscopică, adică în lumea noastră. Dar n-am insistat atunci asupra acestei proprietăți a lumii cuantice, care, după cum veți vedea, este foarte ciudată, deoarece n-am găsit o modalitate ușoară de a o explica. Însă, între timp, am găsit pe internet un curs de mecanică cuantică organizat de MIT, Institutul de Tehnologie Massachusetts, găsiți linkul în descriere, care mi-a dat o idee pentru o explicație accesibilă tuturor. Așa că, plecând de la această idee, am realizat două materiale. Primul este cel pe care îl vedeți acum, și care explică de ce se afirmă că lumea cuantică nu se supune realismului fizic și ce înseamnă asta. Iar al doilea este materialul următor din această serie. Va explica de ce se spune că lumea cuantică nu se supune principiului localității și care sunt semnificațiile acestui lucru. Azi, deci, despre principiul realității. El spune că tot ceea ce aparține realității fizice are proprietăți bine determinate, indiferent dacă le măsurăm sau nu. De pildă, un copac are o anumită înălțime, chiar dacă nu i-a măsurat-o nimeni. Știm că acest principiu este respectat în realitatea fizică macroscopică, iar acum știm de asemenea că el nu este respectat în lumea cuantică. Experimentele pentru care a fost acordat Premiul Nobel în Fizică 2022 au demonstrat acest lucru. Și faptul că acest principiu nu este respectat în lumea cuantică este deja în sine o ciudățenie, pentru că apare întrebarea cum poate realitatea fizică reală să aibă la bază o lume cuantică în care nu este respectat principiul realității. Cum pot particule care n-au proprietăți bine determinate să stea la baza realității fizice pe care o cunoaștem și în care orice corp, orice fenomen are niște mărimi fizice care îl caracterizează și care există indiferent dacă le măsurăm sau nu. Voi încerca să vorbesc despre aceste lucruri într-un alt material, dar acum voi încerca doar să explic de unde știm că lumea cuantică nu ascultă de principiul realității. Și voi face acest lucru cu ajutorul unor experimente mentale echivalente cu experimentele pentru care s-a acordat Premiul Nobel pentru Fizică în anul 2022. Întâi, să vedem cum se petrec lucrurile în lumea noastră, în realitatea macroscopică. Să ne imaginăm că avem o cutie uriașă în care se găsesc foarte, foarte multe cuburi și sfere care pot fi albastre sau roșii. În cutie nu există corpuri de alte forme sau alte culori. Există doar cuburi și sfere care pot fi doar roșii sau albastre. Să ne mai imaginăm că avem și niște pâlnii care pot separa aceste corpuri geometrice, fie după culoare, fie după formă. Le voi numi în explicațiile care urmează pâlnie culoare, cea de sus, respectiv pâlnie formă, cea de jos. În toate experimentele mentale care urmează și care sunt în principiu echivalente cu experimentele pentru care a fost acordat Premiul Nobel în anul 2022, atunci când spun punem corpuri în pâlnie, presupuneți că trecem prin pâlnie unul câte unul, foarte multe corpuri luate la întâmplare. Primul set de experimente. Să presupunem că punem corpuri în pâlnia culoare. În acest caz, în vasul din stânga se vor aduna corpuri albastre, indiferent de formă,
cuburi și sfere, dar toate albastre. Iar în vasul din dreapta se vor aduna corpuri roșii, din nou indiferent de formă. Să mai presupunem că vom găsi cam tot atâtea corpuri roșii cât de albastre, ceea ce ne arată că dacă luăm la întâmplare un corp din cutie, probabilitatea să fie albastru este egală cu probabilitatea să fie roșu. Deci probabilitatea să fie roșu sau albastru este de 50%. Dacă facem același experiment cu pâinea formă, în vasul din stânga se vor aduna doar sfere, atât albastre cât și roșii, dar numai sfere, în timp ce în vasul din dreapta se vor aduna doar cuburi, și ele fiind unele albastre, altele roșii. Să mai presupunem că și de data asta observăm că numărul sferelor este egal cu cel al cuburilor. Adică, dacă luăm la întâmplare un corp din cutie, probabilitatea să fie sferă sau cub este de 50%. Acum vrem să fim siguri că nici culoarea și nici forma corpurilor din cutie nu se schimbă în timp, dacă nu le facem nimic, dacă le lăsăm în pace. Pentru asta facem al doilea set de experimente. Primul experiment, punem corpuri în prima pâlnie culoare, apoi trecem corpurile roșii, doar pe ele, prin a doua pâlnie culoare. Și observăm, așa cum ne și așteptam, că toate corpurile care ies din a doua pâlnie sunt roșii. Deci probabilitatea ca din a doua pâlnie să iasă un corp roșu este 100%. De asemenea, dacă trecem corpurile albastre care ies din prima pâlnie prin a doua pâlnie, observăm că probabilitatea ca din a doua pâlnie să iasă un corp albastru este din nou 100%. Al doilea experiment, punem corpuri în prima pâlnie formă, apoi trecem cuburile care ies din ea prin a doua pâlnie formă. Observăm că toate corpurile care ies din a doua pâlnie sunt cuburi. De asemenea, dacă trecem sferele care ies din prima pâlnie prin a doua, observăm că din a doua pâlnie ies doar sfere. Acest set de experimente ne arată că atât culoarea cât și forma corpurilor din cutie sunt proprietăți care nu se schimbă în timp dacă nu le schimbăm noi, evident. Adică un cub rămâne cub, o sferă rămâne sferă, un corp roșu rămâne roșu, un corp albastru rămâne albastru. Al treilea set de experimente. Punem întâi corpuri într-o pâlnie culoare, apoi trecem corpurile roșii printr-o pâlnie formă. Observăm că din pâlnia formă ies 50% sfere și 50% cuburi. La fel, dacă trecem corpurile albastre prin pâlnia formă, vom observa că din ea ies 50% sfere și 50% cuburi. Repetăm experimentul punând întâi corpuri în pâlnia formă și apoi trecem odată cuburile prin pâlnia culoare, apoi sferele. Vom observa același lucru. Fie că e vorba despre cuburi, fie că e vorba despre sfere, din a doua pâlnie ies 50% corpuri albastre, 50% corpuri roșii. Acest set de experimente ne arată că nu există nicio legătură între formă și culoare. Cu alte cuvinte, un cub are 50% șanse să fie albastru și 50% șanse să fie roșu. Și o sferă la fel. Sau un corp roșu are 50% șanse să fie cub și 50% șanse să fie sferă. Și un corp albastru la fel. Adică cele două proprietăți sunt independente. Experimentele pe care le-am făcut până acum ne arată trei lucruri. Primul, probabilitatea de a fi cub sau sferă este aceeași, 50%, și la fel este și probabilitatea de a fi roșu sau albastru, 50%, 50%. 2. Forma și culoarea nu se schimbă în sensul că dacă le verificăm de mai multe ori la rând, găsim aceeași formă, respectiv aceeași culoare. Și 3. Forma și culoarea sunt proprietăți independente, necorelate. Nu există nicio legătură între ele. Și acum să facem un experiment mai complicat.
După cum vedeți, punem întâi corpul într-o pâlnie culoare, apoi trecem, să spunem, corpurile roșii printr-o pâlnie formă și în final trecem, să spunem, cuburile printr-o altă pâlnie culoare. Care vor fi procentajele pentru corpurile roșii și pentru cele albastre care ies din ultima pâlnie? E ușor de răspuns. Din moment ce am folosit doar corpurile roșii care au ieșit din prima pâlnie, n-aveau cum să apară corpuri albastre pe drumul spre ultima pâlnie. Deci din ultima pâlnie ies 100% corpuri roșii. Nu iese niciun corp albastru. Putem să facem și altă variantă a acestui experiment. De pildă, trecem întâi corpurile prin pâlnia formă, selectăm, să spunem, cuburile, apoi trecem aceste cuburi prin pâlnia culoare, selectăm, să spunem, corpurile roșii, pe care în final le trecem printr-o altă pâlnie formă. Și vom observa că, din nou, ultima pâlnie ne dă doar cuburi cu probabilitatea, deci, de 100%. Toate celelalte variante ale acestui experiment ne vor arăta același lucru, și anume, atât culoarea cât și forma se păstrează chiar dacă facem între timp alte măsurători sau observații legate de corpuri. Repet, pentru că e foarte important, atât culoarea cât și forma se păstrează chiar dacă facem între timp alte măsurători sau observații legate de corpurile noastre. Deci faptul că separăm cuburile de sfere nu modifică culorile acestora, sau faptul că separăm corpurile roșii de cele albastre nu modifică forma acestora. Așa se comportă corpurile macroscopice, corpurile din lumea noastră. Acum putem trece la particule cuantice. Să zicem că vorbim despre electron. Alegem două proprietăți ale electronilor care pot lua fiecare două valori. Doar două valori. În acest material nu ne interesează care sunt acele proprietăți, dar voi spune totuși, fără explicații, că ele pot fi, de pildă, valoarea numărului cuantic de spin măsurată pe o direcție și valoarea lui măsurată pe altă direcție, perpendiculară pe prima. Nu vă faceți probleme dacă nu știți ce înseamnă număr cuantic de spin. Voi vorbi despre el cu altă ocazie. Acum, ceea ce ne interesează este doar că în cazul electronului el poate lua doar valorile plus 1 pe 2, respectiv minus 1 pe 2. Adică, așa cum corpurile roșii puteau să fie cuburi sau sfere și cele albastre la fel, și numărul cuantic de spin poate avea valoarea plus 1 pe 2 sau minus 1 pe 2, atât pentru o axă cât și pentru cealaltă axă. Putem arăta, prin experimente echivalente cu primele trei seturi de experimente mentale despre care am vorbit în prima parte, că cele două proprietăți ale electronilor sunt echivalente cu proprietățile corpurilor din cutie. Adică, prima, probabilitatea ca numărul cuantic de spin să fie plus 1 pe 2 sau minus 1 pe 2 este de 50% pentru ambele axe. A doua, dacă măsurăm de mai multe ori la rând numărul cuantic de spin pentru o axă, fără să facem și altceva, găsim de fiecare dată aceeași valoare. Și a treia, nu există nicio legătură între valoarea pe care o găsim pentru o axă și cea pe care o găsim pentru cealaltă axă. Cele două valori sunt independente. Deci primele trei seturi de experimente se desfășoară identic pentru electroni cu desfășurarea pe care ați văzut-o în cazul unor corpuri macroscopice. Dar să facem acum cu electronii echivalentul ultimului experiment mental pe care l-am făcut cu corpurile macroscopice. Adică, selectăm întâi electronii care au avut numărul cuantic de spin, să zicem plus 1 pe 2, de-a lungul unei axe, apoi dintre electronii selectați îi alegem pe cei care au numărul cuantic de spin, să spunem tot plus 1 pe 2, de-a lungul celelalte axe, și în final măsurăm din nou pentru electronii selectați astfel
numărul cuantic de spin pe direcția primei axe. Și acum vine surpriza. Vom găsi că 50% din electroni au valoarea numărului cuantic de spin plus 1 pe 2, iar 50% au această valoare minus 1 pe 2, deși prima măsurătoare a arătat că toți aveau numărul cuantic de spin pentru această axă plus 1 pe 2. Dacă nu vi se pare ciudat, să vedem care ar fi echivalentul acestei comportări a electronilor în experimentul nostru cu corpuri macroscopice. Ar fi ca și când lucrurile s-ar desfășura în felul următor. Trecem corpurile printr-o pâlnie culoare, selectăm corpurile roșii, pe care apoi le trecem printr-o pâlnie formă, selectăm cuburile, pe care le trecem în final printr-o altă pâlnie culoare, și ce observăm? Că jumătate din corpurile care ies vor fi roșii și jumătate albastre, cu toate că prima pâlnie a lăsat să treacă doar corpurile roșii. Deci dacă știm forma, nu mai putem ști culoarea. Dacă știm că un corp e cub sau știm că e sferă, nu mai putem ști ce culoare are. Probabilitatea de a fi albastru sau roșu devine 50%, indiferent ce ne-au arătat măsurătorile anterioare. La fel, dacă știm că un corp e albastru sau roșu, nu mai putem ști ce formă are. Probabilitatea să fie sferă sau cub devine 50%, indiferent ce ne-au arătat măsurătorile anterioare. Această proprietate din lumea cuantică se numește principiul de nedeterminare al lui Heisenberg. Dar care este explicația acestei comportări ciudate? Explicația acceptată de cei mai mulți este aceea că particulele elementare nu au proprietăți bine determinate până în momentul în care măsurăm acele proprietăți. Până atunci sunt într-o stare de superpoziție, adică o particulă elementară nu are un anumit număr cuantic de spin, o anumită energie, o anumită poziție, un anumit impuls și așa mai departe. Ea capătă aceste proprietăți când interacționează cu un corp macroscopic, cum ar fi aparatul de măsură. Această explicație, despre care am vorbit și cu alte ocazii, este numită interpretarea școlii de la Copenhaga. Dar ea mai înseamnă că lumea cuantică nu se supune principiului realismului, care spune că proprietățile corpurilor există indiferent dacă le măsurăm sau nu. Când măsurăm anumite proprietăți ale unei particule elementare, interacționăm obligatoriu cu ea și această interacțiune face ca alte proprietăți pe care le-am măsurat anterior să devină probabilistice. Dacă lucrurile ar sta așa în lumea macroscopică, corpurile din cutia noastră ar fi atât albastre cât și roșii. Ele ar deveni albastre sau roșii doar când le trecem prin pâlnia culoare. Dar dacă le-am trece apoi printr-o pâlnie formă, ar fi din nou în superpoziție de culoare. Adică din nou ar fi atât albastre cât și roșii în același timp. De asemenea, ele ar fi atât sfere cât și cuburi. Ar deveni sfere sau cuburi doar în momentul în care le trecem prin pâlnia formă. Dar dacă le trecem apoi prin pâlnia culoare, ele ar fi din nou fiecare în superpoziție de formă, adică ar fi atât cub cât și sferă. N-am putea să spunem niciodată acesta este un cub roșu sau aceasta este o sferă albastră, pentru că dacă am cunoaște forma, n-am cunoaște culoarea. Dacă am cunoaște culoarea, n-am cunoaște forma. Nu putem cunoaște simultan cele două proprietăți. În concluzie, lumea cuantică nu este o lume reală în sensul că nu se supune realismului fizic. Particulele cuantice n-au proprietăți bine determinate până când măsurăm aceste proprietăți. De fapt, am putea spune că proprietățile pe care le măsurăm nu sunt ale particulelor,
ci ale interacțiunii dintre ea și aparatul de măsură, sau dintre ea și noi, cei care observăm fenomenul de măsurare, și aici lucrurile pot deveni și mai interesante. Ce alte explicații există și ce alte concluzii se pot trage, vă voi spune în al doilea material consacrat acestei probleme, materialul următor, în care voi vorbi despre principiul localității. Dacă ați crezut că lumea cuantică este la fel de reală cu lumea macroscopică, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!